Scene incredibile, ziua în amiaza mare, Alex Bode a venit după Bianca Drăgușanu, iar ea s-a baricadat în mașină și a fugit. Unde s-a întâmplat totul și cum s-a desfășurat episodul halucinant, știe colegul meu Robert Costache. Robert, bun găsit! Bun găsit, Ramona. Bianca Drăgușanu și Alex Bode au fost din nou în centrul unui episod tensionat, chiar la salonul în care Bianca Drăgușanu își face de obicei unghiile, iar noi avem mărturile angajatelor acelui salon. Întâmplător, în acel moment, în locație se afla și Andreea Tonciu, iar în acel moment telefonul de recepție a sunat. Cine credeți că era la telefon? Era chiar Alex Bode, care încerca să dea de Bianca Drăgușanu. Recepționera i-a pasat telefonul Andrei Tonciu, iar aceasta i-a transmis lui Bode că Bianca Drăgușanu nu este lângă ea, ci este la baie. Totuși, Alex Bode s-a deplasat și a ajuns în doar 20 de minute acolo la salon și a întrebat-o pe Bianca de ce nu vrea să îi răspundă la telefon. Totuși, Bianca nu l-a băgat în seamă, s-a ridicat și a vrut să plece, însă acesta nu i-a permis acest lucru. Până la urmă, cei doi au ieșit afară în curtea exterioară a acelui salon, însă, din nou, Bianca a încercat să plece, iar Alex Bode i-a spus că ei doi sunt un cuplu, sunt altceva și că ea nu ar fi fericită și nu l-ar iubi pe bărbatul alături de care se află în acest moment. Bianca, până la urmă, a găsit o cale de scăpare și a ieșit până la urmă din curte și s-a baricadat în mașină, moment în care Alex Bode a venit după ea și a forțat ușile, a dat cu pumnul în bolidul de lux al blondinei, însă aceasta a plecat în trombă și a lăsat pe Alex Bode cu ochii în soare. Rămâne de văzut ce se va mai întâmpla până la urmă în această situație. Ramona, mă întorc la tine. Robert, mulțumesc!